Doamnelor și domnilor, ne aflăm într-o locație nouă, nu suntem în studio, dar tot la Gândește, Decide, Votează la Roman TV vă aflați. Dragi prieteni, suntem în plină campanie electorală, lângă mine se află candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Roman, candidatul PSD, domnul Marius Neculai. Bine v-am găsit! Bine v-am reîntâlnit, chiar și în acest cadru. Da, domnule Neculai, ne aflăm în zona pieței centrale, așa cum spuneam, într-o altă locație. Eu aș spune în inima orașului. În inima orașului, bine. Haideți să începem emisiunea întrebându-vă dacă în mini-vacanța pe care ați avut-o, pe care am avut-o cu toții, domnul Neculai, dacă dumneavoastră ați avut apă la robinet. Majoritatea romașcanilor, din păcate, nu am avut apă la robinet și știm cu toții deja la ora asta că a fost o avarie înregistrată pe una dintre conductele magistrale de distribuție a apei în localitatea noastră. Am suferit, nu numai eu, și mulți alți romașcani, pentru că în zi de weekend oamenii mai au planificate nunți, botezuri, evenimente de tot felul și apa e foarte utilă în astfel de situații. Ce pot să zic? A fost o avarie, se poate întâmpla oricui, oriunde. Numai că s-a întâmplat aici pe o magistrală și a fost afectat tot orașul, din păcate. Da. Faptul că a fost o avarie a unei țevi nu este o chestiune de condamnat, pentru că asta se poate întâmpla oricând, în orice anotimp și la orice oră. Problema importantă, zic eu, este că intervenția a fost puțin cam înceată, ca să nu zicem prea înceată, dar faptul că nu au existat acele piese de schimb pentru țeava care s-a spart. Asta zic eu că a fost cea mai mare problemă. Eu cred că voința de a rezolva situația de urgență a existat și chiar am fost aici și am văzut colegii noștri de la APA Serv implicându-se și făcând tot ceea ce este omenește posibil. Ceea ce m-a frapat pe mine a fost faptul că, 1. Nu avem echipă de intervenție pe timp de noapte și un oraș ca Romanu trebuie să aibă o echipă de intervenție pe timp de noapte, pentru că se poate întâmpla oricând, la orice oră, și nu cred că romașcanii merită să sufere absolut deloc din astfel de motive. În al doilea rând, m-a mirat faptul că, deși știm cu ce infrastructură ne confruntăm, știm ce se află pe sub pământ, adică avem și țevi de fontă și țevi din alte materiale, știm diametrele și de 200 și de 400, noi trebuie să fim cumva mai pregătiți, adică să avem piesele de intervenție care să ne poată asigura rezolvarea într-un timp cât mai scurt a unor astfel de evenimente. Slavă Domnului că am găsit acele piese de legătură în țară și că am putut să le aducem pe timpul nopții, astfel încât, măcar începând cu a doua zi, să nu mai sufere romașcanii din acest motiv. Dar ce se întâmpla dacă nu găseam acele piese? Dacă nu le avea nimeni pe stoc? Cât ar fi durat această problemă și care ar fi fost impactul asupra romașcanilor? De acord cu dumneavoastră, ar fi fost destul de greu pentru noi care avem nevoie de apă zilnic pentru a ne spăla, pentru a face mâncare. Dar, iată, noi filmăm acum chiar la parcarea etajată de la piață. Da. Da? Chiar aici, undeva sub noi, se află conducta care s-a spart. Eu vă întreb cum a fost posibil să construiești o parcare etajată pe o conductă magistrală de apă. Aici este cea mai mare problemă. Așa este. Vă spun drept, în dimineața în care am auzit despre incident, am și venit la fața locului să văd despre ce este vorba. Ba chiar am ajuns înaintea domnului primar și m-am interesat să văd ce s-a întâmplat, pentru că curgeau și roaie și roaie și din păcate am observat că în zona nici măcar nu sunt gaigere de preluare a apei. Deci nu avem cum prelua apa pluvială de aici din zonă și apa s-a transformat într-un mic râu care se ducea în vale spre zona favorită. După care a apărut la fața locului și domnul primar și eu chiar am întins mâna și am spus că sunt disponibil să îmi ofer sprijinul dacă este nevoie. Deși, ca să fiu sincer,
mare lucru nici eu, nici dumnealui nu puteam face. Până la urmă, era echipa de intervenție de la Paser la fața locului. Ca și procedură tehnică, în primul rând, trebuia întreruptă alimentarea cu apă acestei conducte și trebuia eliberată conducta de apă ca să putem ajunge cu săpătura la locul în care se presupunea că exista o fisură în țeavă. Era și o operațiune de durată și trebuia să vedem cât de gravă este avariată această magistrală. Într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, mi-e greu să cred că o conductă de asemenea dimensiune, 400 de milimetri în diametru, deci o conductă magistrală care alimentează tot orașul, practic o rădăcină, care alimentează tot orașul, trece prin această zonă și nimeni din administrație nu știe, nici măcar cei de la direcția, de la APASERV, zona Est. Bun, păi, atunci când s-au cerut avizele, ori nu s-a dat pentru că nu s-a știut că, adică nu, în avizul inițial nu s-a știut că o conductă magistrală trece pe aici, ceea ce este grav, ori s-a știut și în mod intenționat nu s-a dat avizul, pentru că altfel nu s-ar fi putut construi parcarea aici peste conductă decât în situația în care conducta ar fi fost deviată. Ori s-a știut și cu bună credință s-a construit una din variante, pentru că în orice variantă lucrurile nu sunt bune, pentru că nu-i corect. Cu siguranță cineva este responsabil și autoritățile abilitate vor extinde ancheta pentru a afla practic cum de-am ajuns în această situație, că nu e normal să realizezi o asemenea investiție deasupra unei magistrale. Dar vreau să vă mai spun un lucru, domnule Neculai. Administrația locală spunea în urmă cu un an, doi, că s-a rezolvat o problemă de sectorizare, de niște inele de distribuție a apei, care să vină chiar în preîntâmpinarea acestor opriri de apă la nivel de oraș. Adică ai o avarie aici, ai oprit apa în zona pieței, să zicem, dar iată că s-a oprit apa și în Smirodava și în cartierul Muncitoresc, domnul... Nici în Bălcescu, nici în cartierul Bălcescu n-a fost. Nici în cartierul Bălcescu n-a fost. Din păcate, administrația locală este obișnuită să spună vom face, vom drege. Dar nu avem întotdeauna ocazia să vedem lucrurile astea duse până la capăt. Eu cred că a fost o problemă și atunci când s-au predat planurile, situațiile de la fostul Goscom către actuala APASERV. Cred că și acolo au intervenit niște probleme, poate nu s-a comunicat cum trebuie sau poate nu a ajuns toată arhiva unde ar trebui și cred că din cauza asta, la ora actuală, se pasează pisica de la o instituție la alta. Important este, 1, că s-a rezolvat problema și slavă Domnului, romașcanii nu au de suferit, 2, să luăm această lecție cu mare băgare de seamă și să vedem ceea ce este de făcut mai departe ca să ne mai confruntăm cu astfel de probleme. Eu personal aș propune să punem la masă toate instituțiile responsabile și inclusiv operatorii economici care se ocupă de distribuția de utilități, să încercăm să cartografiem tot orașul, astfel încât să știm pe unde trece un cablu de înaltă tensiune, pe unde trece o conductă magistrală de apă și nu neapărat o conductă magistrală, orice instalație care la un moment dat poate suferi o avare, să știm exact care este harta acestor instalații ca să putem lucra în cunoștință de cauză, că altfel o să ne întâlnim din nou în viitor cu situații de genul am dat autorizație de construcție pentru cine știe ce imobil, da. Pe dedesubt ne facem că nu știm că trece cine știe ce conductă de canalizare sau de apă și la un moment dat, dacă va apare o avarie, ce facem? Demolăm blocul? De asta zic eu că e important să reușim să facem această cartografiere, un prim pas, după care toate instituțiile să ia la cunoștință și să cunoască ceea ce se află mai ales în subteran, pentru a nu ne mai confrunta cu astfel de probleme. Da, dar nu pot să nu spun că a existat și o problemă de politizare, dacă vreți, a acestei nenorociri, să zicem, pentru că până la urmă n-a fost confortabil pentru români. Din păcate, în situațiile de criză, unele persoane se agită mai mult decât e cazul. V-am spus, colegii noștri de la APASERV erau în măsură să rezolve această problemă și fără să mai trebuiască, nu știu, să adunăm aici jumătate din orașul roman, să facem galerie. Cu siguranță ar fi săpat, ar fi ajuns la țeava de fontă, ar fi observat care este diametru, ar fi știut, fără să le spună nimeni, că au nevoie de două mufe speciale și ar fi început să dea telefoane, le-ar fi găsit, le-ar fi adus la roman, le-ar fi montat, ar fi reparat avaria. Dar așa este. De multe ori când stresul ne doboară, începem să politizăm, începem să aruncăm vina pe un partid, să dăm vina pe un deputat sau un senator și credeți-mă că niciun partid nu și-ar permite și nici nu e posibil tehnic să saboteze o astfel de magistrală de apă. N-avem cum. Pe mine mă frapează totuși, ați văzut și în presă,
imaginile pe care le-am văzut. Adică o conductă magistrală care trece printre trei cuzineți. Deci mi-e greu să cred că operatorul care a construit aici chiar nu a avut informații sau chiar n-a observat absolut nimic în legătură cu această conductă. Cu alte cuvinte, constructorul în timpul executării lucrării credeți că a știut, adică a găsit... Nu vreau să presupun. Da. Îmi imaginez că totuși cineva din orașul ăsta trebuia să știe despre existența ei. Am înțeles. Acum viața merge înainte și vedeți, pe data de 11 iunie noi avem alegeri, dumneavoastră candidați. În campania electorală și în precampanie ați tot vorbit despre piață. Ați spus că piața este un punct, un centru important al orașului Roman și că dacă veți fi dumneavoastră primar, veți dori să refaceți cumva această zonă. De asta ne și aflăm aici. Categoric. Îmi doresc foarte mult, foarte mult să reușim să reabilităm această zonă, că nu vorbesc doar de piața în sine. Să știți că practic este o prelungire a zonei istorice a orașului și piața face parte din această zonă. Ba mai mult, pe vremuri, nu departe de aici, trecea strada mare și era o zonă de promenadă, o zonă în care oamenii se adunau, era o zonă comercială cu efervescență, cu foarte multe clădiri, cu o arhitectură deosebită, pe care, din păcate, n-am știut să le prețuim și le-am demolat. Eu ce mi-aș dori, să încerc să reînvii o parte din ceea ce a însemnat frumusețea acelei zone cu mulți ani în urmă, să încercăm să creăm aici o infrastructură care să ne facă să fim mândri. O infrastructură care să reprezinte la un moment dat emblema acestui oraș. De ce? Pentru că Romanul până la urmă a fost un oraș târg și s-a definit a fi un oraș târg încă din perioada medievală. Spuneam că nu vorbim doar despre piață. Un pic în spatele nostru, un pic mai încolo, se află și o biserică monument. Este vorba de Biserica Sfântul Nicolae, cu o zonă destul de generoasă în jurul ei, cu un turn monument și partea aia de oraș trebuie reabilitată. Și dacă e să luăm de la A la Z, de unde avem strada Ștefan cel Mare, trecem prin zona pieței, continuăm cu Biserica Sfântul Nicolae și gândim un proiect care să dea, să schimbe la față întreaga zonă, eu cred că Romanul va fi perceput altfel. Aici putem crea foarte multe lucruri. Avem spațiu suficient de generos, vorbim de aproximativ un hectar de teren pe care îl are la dispoziție piața doar pe partea aceasta străzii, iar în partea cealaltă avem hala centrală, o clădire pe care eu am auzit că s-a construit după un proiect al lui Gustav Eiffel, da, și o potcoavă, așa cum este ea denumită, da. Care și aceste două clădiri trebuie reabilitate. Împreună cu ceea ce putem construi aici în partea dreaptă, să creăm un ansamblu arhitectonic cu totul și cu totul aparte, un proiect unicat, aș propune eu, pentru Roman și pentru România, pentru că nu țin minte sau nu am văzut să se mai fi întâmplat așa ceva. De acord cu dumneavoastră, orice idee bună este binevenită pentru Romașcan, dar toate lucrările astea pe care dumneavoastră le susțineți, nu acum, verbal, astea se fac cu bani, domnul Neculai, că fără fonduri așa rămânem la nivel de discuție. Categoric. Un asemenea proiect de amploare trebuie susținut cu finanțări consistente. Este adevărat că resursele bugetului nostru local nu sunt suficiente pentru a susține o asemenea investiție. Dar, așa cum spuneam, în această ecuație pot intra și alte instituții care ne pot finanța. Fie că vom mai primi sprijin de la Consiliul Județean, fie că vom depune un proiect care să fie sprijinit de guvern, fie că vom identifica o axă pe fonduri europene care să poată finanța o astfel de investiție, eu cred că putem gândi și putem atrage fonduri europene pentru acest proiect. Dar este un proiect pe care eu îl văd foarte util. De ce? Pentru că situându-ne în inima orașului, situându-ne într-o zonă comercială prin tradiție, putem crea aici o zonă efervescentă, comercială, cel puțin în zona de parter, pentru că eu văd în această zonă amplasate clădiri tip P+1, care să respecte elemente de arhitectură interbelică. Parcările și zona de depozitare eu o văd amplasat undeva în partea de subsol și dacă la partea de parter, să zicem, gândim activități comerciale, la partea de etaj putem gândi activități care să vină în întâmpinarea unor tineri antreprenori sau a unor firme startup. Sau, de ce nu, să asigurăm condiții celor care vin de mai departe pentru a desface produsele aici, deci să creăm un hotel al pieții sau o zonă în care ei să-și poată, nu știu, găsi liniștea
atunci când vin la Roman pentru 2 sau 3 zile. Mai mult decât atât, eu cred că trebuie să ne promovăm producătorii noștri locali. Și aici când mă gândesc la producătorii locali, nu mă gândesc doar la cei din Roman și fac acum referire la zona lipovenească, care are tradiție în relația cu piața și sunt oameni gospodari, producători de legume pe care și le vând din generație în generație în această zonă. Dar putem să oferim un cadru propice fiecarei comune în parte, dintre cele care la ora actuală se află în jurul Romanului și toată lumea știe și apreciază calitatea unor produse de marcă, cum sunt andivele de la Ghirești sau răsadurile de la Secuieni sau, nu știu, ceapa, ardei, usturoiul de la Răchiteni, împletiturile de la Barticești. Eu cred că putem crea aceste spații să le oferim locuitorilor acestor comune și împreună acolo cu primarul, cu preotul, cu oamenii gospodari din zonă să vină în zilele de piață să-și expună propriile produse și în felul acesta îi încurajăm. Până la urmă, în aceste comune locuiesc rudele noastre, bunicii noștri, părinții noștri și trebuie să fim o comunitate ceva mai largă, să ne ajutăm unii pe alții și să dăm acestei zone o și ei producătorii, exact. Dar să câștigăm și noi prin produsele de calitate pe care ziceți că să le cumpărăm noi cei care locuim în oraș, da? Așa este. Așa este. Bun. Domnul Neculai, încă o dată spun, suma de bani, banii de care ar fi nevoie pentru modernizarea asta, nici nu vreau să mă gândesc la ce valoare se ridică. Și de ce vă zic asta? Pentru că, iată, noi avem în Roman câteva clădiri care ar urma să fie și de mulți ani să tot vorbește că trebuie reabilitate și reintroduse într-un circuit. Și mă refer aici la Cinema Unirea, unde se dorește un centru multicultural. Casa Sergiu Celibidache, de exemplu. Și iată că până acum nu s-a făcut nimic. Credeți că dumneavoastră, pentru că se zice, domnule, că e vorba de bani până la urmă, domnul... Dacă până acum nu s-a făcut nimic, vă rog frumos să nu dați vina asupra mea. Dar eu doar constat. Eu încerc să vin cu un suflu nou, cu o schimbare de mentalitate și cu o oportunitate. Până la urmă, sunt reprezentantul partidului aflat la guvernare. În plus, am fost deputat în Parlamentul României și chiar în Comisia de Buget Finanțe. Pot spune că am idee despre cum se scrie un proiect, cum trebuie el urmărit și cum se poate obține finanțare pentru un asemenea proiect. Cu siguranță vom identifica și vom face toate demersurile pentru a găsi surse de finanțare. Acest proiect probabil nu va fi un proiect simplu, cu siguranță un proiect multianual, dar trebuie să începem de undeva. Să arătăm oamenilor că se poate și un proiect care este bine primit de către comunitate, cu siguranță va avea susținere și va trebui să-l continuăm, deci să-l mărim astfel încât să ajungem la o finalitate pe care cu toții ne dorim. Cu alte cuvinte, romașcanii să aibă încredere că dumneavoastră veți reuși să obțineți finanțările pentru aceste obiective. Dacă eu voi fi primar în acest municipiu, voi începe prin a realiza câteva proiecte pilot. Aici, la piață, putem vorbi despre un proiect pilot, pentru că nu voi putea face 100% în câteva luni, dar o să facem 10%, 20%, iar oamenii vor înțelege mai bine care îmi sunt intențiile, cum văd eu lucrurile și cu siguranță voi întâmpina deschidere din partea romașcanilor. Dar nu numai la piață, și în alte zone ale orașului. Spre exemplu, vreau să reabilităm, nu știu, o zonă rezidențială, câteva străduțe, câteva alei, câteva locuri de joacă, părculețe. Am să o fac după felul în care, să zicem, am văzut că se poate face în Occident și vreau să-l fac și la Roman, acest proiect, exact așa cum am văzut în Germania, în Italia sau în Franța. Ați mai spus lucrul ăsta? Imediat cum un astfel de proiect va fi încheiat, romașcanii care vor veni să-l viziteze, practic, vor uita că se găsesc la Roman, vor avea senzația că sunt într-un oraș din Germania, sper eu. Bun. Dar credeți că este posibil să se lucreze la calitatea despre care țineți dumneavoastră? Cu siguranță. Dacă ai grijă cu ce proiectanți lucrezi, dacă ai grijă cum întocmești caietul de sarcini, dacă ai o diriginție de șantier foarte eficientă și urmărești tu personal îndeaproape desfășurarea întregului proces, cu siguranță poți ajunge la obiectivul pe care ți l-ai propus. În zilele de astăzi, legea achizițiilor publice îți permite să faci acest lucru. Nu trebuie doar să ne dorim lucrări ieftine, de să ne orientăm doar după prețul cel mai mic. Vrem lucrări de calitate, vrem lucrări care să fie apreciate de întreaga comunitate și asta este obiectivul meu, cu el merg înainte. Bun. Încurajați inițiativa locală, încurajați producătorii, da? Și vă doriți un oraș care să arate mai bine decât arată acum. Cred că această zonă poate fi o emblemă a orașului. Aici poate fi centrul nostru istoric, să-l
facem să fie așa cum a fost el cândva. Că Romanul a fost cunoscut ca fiind un oraș cu foarte multe comunități. A fost cunoscut ca având un centru foarte animat, cu clădiri emblematice, iar eu vreau să reînviu o parte din ceea ce a fost Romanul odinioară. O inițiativă laudabilă, dar am să vă mai solicit pentru ultima parte a emisiunii să ne spuneți și câteva cuvinte despre un alt obiectiv al dumneavoastră, o promisiune pe care ați făcut-o în campania electorală și care astăzi s-a împlinit, dar să zicem pe jumătate. Este vorba despre un prim transport care a venit la spital, materiale pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman. Cred că am mai repetat-o și spuneam că eu cred foarte mult în parteneriate. Fie că vorbim de parteneriate încheiate între Roman și alte orașe din Europa sau din lume, fie că vorbim de parteneriate încheiate între Roman și orașe chiar din România, fiecare dintre ele poate să ne aducă ceva în plus. Spuneam la un moment dat că sunt în discuții și profit de o prietenie mai veche cu prefectura Landului Austria Inferioară. E practic o regiune din Austria, situată undeva la nord de Viena, cu capitala la St. Pölten. E una din regiunile bogate ale Austriei și care, la propunerea mea de a ne veni în sprijinul Romanului, a regiunii nord-est din România, dânșii s-au arătat foarte deschiși și mi-au promis că vor căuta tot felul de căi prin care să putem colabora. Una din soluțiile pe care le-am identificat împreună a fost aceea de a pune în contact spitalul, spre exemplu, din Stocherau, o localitate în această regiune, cu Spitalul Municipal de Urgență Roman. Și dânșii au și făcut un prim gest, în sensul că ne-au trimis astăzi la Roman un tir cu mobilier spitalicesc și cu câteva echipamente pe care eu le văd utile. Inclusiv o masă de operație. Bineînțeles că vrem să continuăm acest demers. Există și niște proceduri pe care trebuie să le respectăm, adică un dosar pe care trebuie să-l ducem la Autoritatea Națională a Medicamentului să ne aprobe respectivele donații. Vom parcurge aceste operațiuni și în perioada următoare vor mai veni și alte transporturi cu echipamente medicale sau cu alte lucruri pe care colegii noștri din Spitalul Roman vor lucra în viitor. Mai mult decât atât, mi s-au promis chiar două ambulanțe pe care vrem să le aducem în perioada următoare la Roman. Vedem, poate una o dăm spitalului și cealaltă o dăm serviciului de ambulanță. Sunt prim pași pe care vreau să-i fac și atât cât pot eu să duc lucrurile până într-un anumit punct, o să mă implic. Mai avem contacte și în alte părți ale Europei și eu o să încerc să fructific aceste contacte pentru a ajuta diversele instituții din Roman, una dintre ele fiind spitalul. Da, un obiectiv important pentru dumneavoastră este spitalul, am înțeles și din campania electorală. Iată, domnule Neculai, noi filmăm aici în aer liber la împarcarea de la piață, auzim zgomotul motoarelor, a mașinilor. Romanul, un oraș viu, un oraș în mișcare. Până la urmă, locuim într-un oraș efervescent și asta mă bucură. Romanul are perspectivă, eu cred în acest oraș, sunt ancorat în acest oraș, eu nu pot pleca de Roman. Până la urmă, fiecare afacere pe care am inițiat-o și am crescut-o în Roman e ca o ancoră pentru mine. Aici sunt colegii mei, aici sunt prietenii mei, aici este familia mea și eu vreau să investesc în viitorul copiilor mei aici la Roman. Cineva îmi spunea odată că a ajuns la o vârstă la care este foarte greu să-și schimbe locul, adică să plece din Roman. Și atunci zice, doamne, m-am gândit să fac tot ce este posibil să schimb locul în care locuiesc și să-l fac mai bun. E cu siguranță la îndemâna noastră să facem acest lucru și am spus, o să începem cu pași mici, o să dăm câteva exemple, că se poate. O să dăm oamenilor mai mult curaj, mai multă încredere în orașul acesta. Chiar dacă Romanul, prin mărimea sa și prin poziționarea sa, de multe ori a fost considerat oraș defavorizat. Noi nu suntem ca Piatra Neamțu ca să primim alocări de fonduri europene dedicate orașelor reședințe de județ. Nu suntem nici pol de dezvoltare cum e Iașul. Suntem un oraș care trebuie să luptăm pentru finanțare, trebuie să fim proactivi, să fim eficienți atunci când scriem proiecte, să știm să ni le susținem, trebuie să atragem alături de noi oameni cu expertiză, consultanți de valoare, să încercăm să valorificăm orice oportunitate care ne iese în cale. Astăzi am vorbit despre una, două, trei oportunități, dar ele sunt foarte multe. Și am nevoie ca lângă mine să vină toți cei care vor să pună umărul ca împreună să facem echipă să dezvoltăm Romanul pentru că merită. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Neculai, pentru prezența în emisiune.
Doamnelor și domnilor, aici a sfârșit Gândește, Decide, Votează, o emisiune filmată în aer liber, aici în zona pieței. Așa cum v-am spus, am auzit zgomotul mașinilor, al oamenilor, motoarele. Așa cum ziceam, un oraș în mișcare, un oraș viu care se află în mișcare și care probabil că va arăta mult mai bine după data de 11. Un oraș care este la sufletul nostru și merită, da, merită ajutat. Vă mulțumim pentru atenție, doamnelor și domnilor. Vă așteptăm și cu o altă ocazie la emisiunea noastră. Până la o nouă întâlnire, numai bine. La revedere! La revedere.